În prima etapă a noului sezon competițional de basket, CSU Alba Iulia va juca sâmbătă în compania unei formații imprevizibile, care poate renaște în orice moment ca pasărea Phoenix din propria cenușă. Să sperăm că nu va fi cazul mâine, când CSU Alba Iulia pornește ca favorită clară în disputa cu Phoenix Galați. Până acum, scorul întâlnirilor este 4-0 în favoarea gazdelor, toate întâlnirile având loc în sezonul 2013-2014. Tot mâine se vor mai juca partidele CSM Târgoviștei, CIM Arad, Universitatea Cluj, CSBT Alexandria, CSM Satu Mare, CSS Craiova, Olimpia Brașov, CSM Oradea, Sepsi Sfântul Gheorghe, Danzio Timișoara. Prima etapă a Ligii Naționale de Basket Feminin a fost deschisă joi cu întâlnirea Nova Vita Târgu Mureș Rapid București. După o partidă echilibrată, gazdele s-au impus cu scorul de 78-72.